Ar fi loc și de mai bine. Acum, unde n-ar fi loc de mai bine? Dar să știi că în același timp ne bucurăm de o infrastructură bună, de personal, bine pregătit și îți dai seama că atât partea umană, cât și infrastructura și planul în care se desfășoară actul medical sunt foarte importante. Și fiind calitative ambele părți, ca să spun așa, ne ducem la bun sfârșit meseria. Vreau să profit acum, între ghilimele, de profesia ta și că te am aici să transmitem telespectatorilor și informații prețioase. Ce le transmiți, iată, mamelor, viitoarelor mămici, care se tem să vină să se consulte sau să nască într-un spital de stat din cauza infecțiilor nosocomiale, din cauza mai multor factori? Este ok să vină? Nu, din punctul meu de vedere nu abordează foarte corect, să spun, problema. Într-adevăr există un risc, dar în tocmai ce spuneam, faptul că întreg colectivul medical își dă silința ca totul să fie cât mai bine, știi cum e, tot timpul poporul poate puțin coafează realitatea și nu ne regăsim în tocmai în context, poate nu e atât de vastă, nu e chiar atât de gravă, să spun, problema. Și apropo de ce mi-ai spus tu că ce le-aș sfătui, e foarte important din punctul meu de vedere ca în medicină să previi decât să tratezi. Screeningul, de exemplu, în ceea ce privește cancerul de col uterin, este foarte important. Foarte important totodată și din punct de vedere obstetrical ar fi ca mamele să se prezinte din timp, da? Să fie și un consult preconcepțional, dacă pot să spun așa. Practic orice decizie și practic orice consult și practic orice adresabilitate față de medic, din punctul meu de vedere, este important. Foarte, foarte, foarte important.